Dezvoltăm un plan concret de investiții. De ce facem treaba asta? Pentru că vreau să te ajut să preiei puterea propriului viitor. Astăzi vom vedea cum își setează obiectivele o persoană din haos financiar, cum își setează obiectivele o persoană de siguranță financiară. Chiar dacă siguranță și-a pus un obiectiv foarte clar, este într-adevăr un obiectiv realist? Nu, nu este un obiectiv realist. Și cum își setează obiectivele o persoană din independență financiară? Deci așa se setează un obiectiv clar, concret, și real. Lucrurile pe care ți le prezint aici, să știi că le-am învățat într-o perioadă mai mare de șapte ani. Și o să ți le prezint și ție, astăzi, în câteva minute. Și haideți să vedem care este agenda de astăzi. Păi, în primul rând, vom vedea care sunt cadranele obiectivelor. Vom vedea cum se setează corect un obiectiv din punct de vedere financiar. Vom vedea cum se creează un obiectiv smart, care să fie ușor de îndeplinit și la îndemâna oricui. Calculăm în cât timp ajungem bogați și vom vedea cum le punem pe toate cap la cap. Și haideți să începem cu cadranele obiectivelor. Și o să începem, bineînțeles, cu obiectivele. Aceste obiective trebuie să iei în calcul că sunt direct proporționare sau direct legate de resurse. Și cum setăm un obiectiv? Păi, o persoană din haos financiar o să spună în felul următor. Eu vreau să fiu independent financiar. Acest obiectiv este un obiectiv ușor de îndeplinit? Vom vedea imediat. Și am spus că dacă vrem să deplinim acest obiectiv, să devenim independenți financiar, avem nevoie de resurse. Care sunt aceste tipuri de resurse? Păi sunt resurse financiare și resurse tehnice. Ce înseamnă resurse financiare? Resursele financiare sunt sume de bani de care eu mă pot folosi ca să îndeplinesc obiectivul. Iar resursele tehnice sunt cunoștințele și abilitățile pe care eu le am, care să mă ajute să folosesc resursele financiare să mi îndeplinesc obiectivul. Da? Deci lucrurile acestea sunt foarte simple. Doar că dacă ne uităm la obiectivul pe care l-a pus HOSL, observăm că acest obiectiv nu este foarte clar. Cum ar trebui să-și pună HOSL un obiectiv? Ar trebui să-și pună un obiectiv smart. Ce înseamnă smart? Înseamnă specific, măsurabil, accesibil, relevant și încadrat în timp. Da? Să fiu independent financiar nu este nici specific, nu este nici măsurabil, nu este nici accesibil, nu este nici relevant și cu siguranță nu este încadrat în timp. Este singurul lucru pe care ar trebui să-l facă, să-și pună un obiectiv smart? Nu, nu este singurul. Mai trebuie să-și facă și o analiză foarte clară a veniturilor și cheltuierilor, ca să știe foarte clar cât economisește în fiecare lună. Și am luat eu un exemplu aici. Să zicem că avem o persoană care câștigă pe lună 10.000 de lei, are cheltuieli fixe de 5.000 de lei și cheltuieli variabile de 3.000 de lei. Asta înseamnă că are cheltuieli totale de 1.600 de euro și economisește 400 de euro în fiecare lună. Acum, ce o să facă cu aceste economii? Îi vom vedea imediat. Ei bine, aceste economii o să le folosească pentru a-și îndeplini obiectivele din Casa Fericirii. Și aici avem obiective obligatorii, adică obiective cu prioritate zero, pe astea trebuie să lucreze prima dată, obiective necesare, adică obiective legate de siguranță și de protecție și obiective mărețe. Aici sunt obiectivele acelea unde toată lumea vrea să ajungă, doar că ele sunt cele mai puțin importante. Da? Și, în funcție de locul în care ne aflăm astăzi, lucrăm la diferite obiective. Cum ne dăm seama care este punctul în care ne aflăm astăzi? Păi trebuie să vedem ce nivel de competență avem. Și eu am un astfel de Excel în care calculez cu clienții mei nivelul la care se află ei în momentul de față, astfel încât să știm foarte clar care sunt obiectivele pe care lucrăm în mod smart. Și atunci, Singurul lucru care ne mai rămâne de făcut este să aflăm toleranța la risc pentru fiecare persoană în parte. Mare atenție, toleranța mea la risc este posibil să fie diferită de toleranța ta la risc. Și atunci, în funcție de toleranța la risc, vom face investițiile potrivite pentru fiecare om în parte. Și am luat aici un exemplu să spunem că HOSL a obținut un punctaj de 34 de puncte. 34 de puncte înseamnă că el are, are un profil conservator. Un profil conservator. Adică ar trebui să obțină un randament în medie pe lună între 0,5 și 1,5. Procente pe lună. Aceste randamente nu sunt foarte mari, sunt ca la nivelul pieței. Și tocmai din cauza asta, observ că sunt foarte mulți oameni care sunt la nivel de defensiv sau conservator, dar vor să obțină randamente de la un profil de agresiv. Și haideți să mergem puțin mai departe. Haideți să spunem că Hausel a învățat câte ceva de la mine și trece la nivel de siguranță financiară. Și la nivel de siguranță financiară deja știi un pic mai multe lucruri. Știți să setezi un obiectiv smart. Și sigur vine și spune în felul următor. Nu mai spune că vrea să fie în independență financiară, pentru că am spus deja că obiectivul ăsta nu are nicio relevanță. El spune în felul următor. Câștig 1000 de euro pe lună peste 2 ani, în mod pasiv, începând cu o investiție inițială de 5000 de euro și investiție lunară de 1000 de euro la un randament de 15% pe an, care să îmi acopere toate cheltuielile lunare și care să îmi permită să petrec mai mult timp cu familia. Este un obiectiv clar? Da, este un obiectiv clar. Este un obiectiv realist? Vom vedea imediat. Bun, acum știm că avem obiectivul, știm ce resurse avem. Haideți să vedem dacă reușim să îndeplinim obiectivul. Păi, mai avem ceea ce se cheamă risc aici. Riscul este cel pe care l-am calculat anterior. Și noi trebuie să înțelegem că nivelul de cunoștințe și de abilități ar trebui să fie direct proporțional cu riscul. Cu cât avem nivel de cunoștințe și abilități mai ridicat, cu atât putem să creștem riscul. Nu avem nivel de cunoștințe și abilități ridicat, nu putem să creștem riscul, pentru că riscul este direct proporțional cu potențialul câștig. Nu te lăsa păcălit de câștigurile uimitoare pe care poți să le ai în diferite tipuri de active, în cripto sau în alte tipuri de active, în penny stock. Pentru că dacă tu ai un profil a risc conservator, nu ai ce să cauți tu în piața cripto. Nu ai ce să cauți acolo, pentru că acolo sunt creșteri și scăderi de 20-30% de la o lună la alta. Păi tu, dacă vrei 1,5, 1%, 0,5 pe lună, ce să cauți acolo? Păi tu acolo o să mor de inimă. Nu? No? atunci, riscul trebuie să înțelegi că este direct proporțional și el cu timpul. Da? Este direct influențat de timp. Doar că timpul este o rezultantă la tot ce se întâmplă aici. Da? Deci timpul este doar o rezultantă. Și atunci, cum descoperim timpul? În cât timp îndeplinim obiectivul? Păi dacă luăm ce a spus sigur, înțel și punem aici investiția inițială de 5.000 de euro lunar 1,25%, adică 15% pe an. Și mai vin în fiecare lună și adaug câte 1000 de euro. Haideți să vedem dacă în 2 ani reușesc să ajung la 1000 de euro pe lună. Păi în anul 1 sau la sfârșitul anului 1 o să ajung la 218 euro pe lună. În anul 2 sau cel puțin la sfârșitul anului 2 o să ajung la un randament lunar cam de 400 de euro pe lună. Și atunci, chiar dacă Siguranță și-a pus un obiectiv foarte clar, este într-adevăr un obiectiv realist? Nu, nu este un obiectiv realist, pentru că, deși el a învățat anumite lucruri, a învățat să-și seteze obiective realiste, a preferat să bage în acest obiectiv informații care nu sunt reale. Și atunci, în momentul în care iei în calcul să îți setezi obiectivele financiare, trebuie să iei în calcul și obiective. Și date de intrare reale În anul 3 nu și îndeplinește obiectivul Nici în anul 4, de-abia în anul 5 ajunge la 1000 de euro pe lună Doar că am spus noi că al nostru siguranțel nu are nevoie de 1000 de euro pe lună Și atunci, în realitate, obiectivul ăsta este realist? Nu, nu este realist Nu este realist pentru că am constatat că Sigur, el nu are nevoie de 1000 de euro pe lună, are nevoie de 1600 de euro pe lună și el nu are 5000 de euro pe care să investească încă de la început. Pe lângă faptul că nu are 5000 de euro pe care să investească de la început, nu poate să economisească 1000 de euro să investească în fiecare lună. El economisește 400 de euro pe care investește în fiecare lună. Și atunci, haideți să fim mai realiști. Pe lângă asta, el a ales partea superioară a randamentului pe care să îl obțină, de 15% pe an. Păi dacă ești conservator, nu te gândești la partea superioară a randamentului. Te gândești că vrei să obții randamente asemănătoare cu ce obține piața. Adică undeva la 10-12%. Și atunci haideți să refacem aceste calcule cu date realiste. Și începem cu 400 de euro, balanță inițială, un randament de 1% pe lună, care înseamnă cam 12% pe an, și 400 de euro investiți în fiecare lună. Și observăm că în anul 2, siguranțel ar ajunge la 100 de dolari pe lună. În cât timp ar ajunge să obțină cei 1000 de euro în mod real la datele de intrare pe care le are el? Păi în 11 ani. Doar că el nu are nevoie de 1000 de euro pe lună, el are nevoie de 1600. Atunci, ca să ajungă la 1600, mai are nevoie de încă 3 ani. Și, în realitate, în 14 ani va ajunge el la 1600 de euro pe lună care să-i acopere toate cheltuielile lunare. Și să poată să își permită să-și elibereze timpul. Da? Și atunci, trebuie să transformăm acest obiectiv de a câștiga 1000 de euro pe lună peste 2 ani într-un obiectiv realist. Păi, o persoană din independență financiară spune în felul următor: Câștig 1600 de euro pe lună peste 14 ani, în mod pasiv, începând cu o investiție inițială de 400 de euro, plus o investiție lunară de 400 de euro la un randament de 12% pe an care să mi acopere toate cheltuielile de bază lunare și care să îmi permită să petrec mai mult timp cu familia. Da? Deci așa se setează un obiectiv clar, concret și real. Pe noi ne interesează obiectivele realiste, nu obiectivele în care ne punem cea mai mare încredere în piață și în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne va ajuta, dar până la un anumit punct. Noi trebuie să avem obiective realiste, obiective pe care putem să le îndeplinim, nu obiective pe care să le aruncăm la voia întâmplării și să părem noi interesanți. Pentru că, sigur, de exemplu, pare că este o persoană foarte interesantă, pentru că are un obiectiv foarte concret, doar că nu e real. Deci, haide să ne setăm obiective reale. Tocmai din această cauză vreau să te întreb și pe tine. Cum de sunt atât de mulți investitori în piețe care nu au niciun fel de plan? Cum de sunt atât de mulți? Pentru că eu vorbesc în viața de zi cu zi cu foarte mulți clienți și din experiența mea sub 1% din acești clienți au un plan concret de acțiune. Tocmai din cauza asta mă întâlnesc cu ei să creăm acest plan concret ca să ne putem apuca de treabă. Și atunci haideți să vedem ce concluzii putem să tragem după ziua de astăzi. Majoritatea preferă să facă ce face altcineva. Probabil că din această cauză vii și tu pe acest canal, vrei să faci ce fac și eu. Doar că tu nu ar trebui să faci ce fac eu. Pentru că sunt foarte multe decizii pe care eu le iau foarte rapid și sunt șanse ca tu să nu poți să iei aceleași decizii ca și mine. Asta înseamnă că dacă tu faci ce fac eu, tu ai control zero asupra propriului tău viitor. Tocmai din cauza asta, eu îți recomand să mergi să ții viitorul în propriile mâini și să iei decizii conștiente. Ar trebui să merg să investesc economiile în active care sunt relevante pentru mine. Este uh, posibil ca activele pe care eu le cumpăr să nu fie potrivite pentru tine și invers, activele pe care tu le cumperi să nu fie potrivite pentru mine. Și tocmai din această cauză sunt șanse să obținem rezultate diferite. Pentru că deciziile sunt luate în funcție de propriile obiective și dacă eu am obiective diferite de tine și rezultatele vor fi diferite. Da? Deci fi, cu mare băgare de seamă. Problema este că oamenii vor randamente extraordinare și garantate dar având abilități zero și asumându-și zero responsabilitate. Mai așa ceva nu se poate. Nu se poate așa ceva. Nu poți să obții randamente de 5.000% până mâine, aceste randamente să fie garantate, tu să nu ai nicio cunoștință, nicio abilitate și să-ți asumi zero responsabilitate pentru deciziile pe care le ai. Nu există această opțiune. Trebuie să fii conștient. Că în momentul în care te apuci de această zonă investițională, trebuie să ai un plan concret de bătaie. Dacă nu ai un plan concret de bătaie, te lași în voia sorții. Tocmai din cauza aceasta, eu spun să-ți faci un plan concret și să nu lași lucrurile să se întâmple la voia întâmplării. Pentru că miliardarii au cheltuit milioane să învețe să facă miliarde, milionarii au cheltuit sute de mii să învețe să facă milioane. Doar românii nu vor să cheltuiască niciun leu, dar vor să devină miliardari peste noapte. Nu se poate așa ceva. Nu se poate. Așadar, apucă-te de treabă, fă un plan concret, setează obiective realiste și apucăte să investești în funcție de profilul tău la risc în activele potrivite pentru tine. Chiar dacă sunt consultant financiar și investitor acreditat de statul român, informațiile prezentate în acest video nu reprezintă sfat investițional personalizat pentru tine. Nu reprezintă sfat pentru plata taxelor și impozitelor și nu reprezintă sfat investițional adaptat în nevoilor tale personale. Acest video prezintă perspective generale, informații și comentarii. Orice tip de active prezentat în acest video nu ar trebui considerat ca recomandare venită din partea mea. Acest video nu este și nu ar trebui să fie considerat niciodată ca fiind suficient pentru ca tu să iei o decizie investițională. În același timp, este posibil să deții un portofoliu personal, o parte sau toate activele prezentate în acest video. Ce nu înseamnă că și tu ar trebui să deții aceste active.